Să continuăm cu întrebările cu un Q&A. Răspundem la întrebările voastre. Quick Mobile s mi țari cu acte. Da, nu știu, am văzut că au falimente, am văzut că vând din toate piețele, deci nu recomand site-ul, clar. La randament, cinstit este să pui în calcul și aprecierea. Așa cum la bursă se calculează randamentul prin dividendele plus aprecierea acțiunilor, tot așa trebuie să procedăm și la imobiliare. Deci calculând în mare, randamentul poate să ajungă la 12%, 7% venit din chirii plus 5% apreciere. Da dar, uite că mai jos este o mențiune despre Ritter, la Ritter m-am gândit și eu acum. Există și excepții prin care poți să cumperi un spațiu, fie la o licitație la bancă de la un falit care a luat credit sau s-a întins prea mult fără să facă o analiză, și când zic falit, nu zic că nume de rău, sunt oameni care dau faliment din N motive și sunt scoase la licitație, sunt executați sirit. Și atunci vin hienele, oamenii cu bani cheși la teșcherea, care licitează și cumpără un spațiu la preț de nimic. Ca de exemplu, poți să cumperi o clădire, o hală, un birou, un spațiu la parter sau cumperi un spațiu de la cineva care are nevoie urgentă de bani, ești printre primii care vede anunțul și poate, faci ca în cazul unei cunoștințe, cumpără un spațiu cu 137.000 de euro în București, stradal, închiriat la o firmă, mă rog, are nevoie urgentă de bani și Ia chirie 1500 de euro pe lună. 137.000 de euro spațiu închiriat cu 1500 de euro pe lună. Știu că sunt foarte rare astfel de diluri, dar există. Dilul corect e la spații, e 8-9% brut pentru că ai și taxe și diverse. Hai 8% brut, ai impozite mai mari pe SRL, ai alte condiții, etc. Iar dacă reușești să iei un spațiu de genul ăsta, cum am zis eu, adică 1500 ori 12 împărțit la 137 de mii, ai randament 13% pe an brut, din care scazi taxe cheltuieli, rămâi cu 10% net, plus faptul că ăla valorează mai mult, deci valorează mai mult spațiul decât uh, valorează vreo 160.000, de, de, exemplu, iar peste 5 ani poate valorează 200.000. De mii. deci tu, în realitate, poate că ai un câștig de cam 4% pe an au în, pro, în medie proprietățile de apreciere, în lume, tu poate câștigi 20-30% apreciere plus diferența de equity pe care o câștigi, că ai luat sub, subevaluat și tu, mă rog, ai un imobil care valorează mai mult, plus randamentul net. Deci aici ai peste 15-16% pe an, ceea ce e wow. Da, repet, sunt rare astfel de dealuri, dar dacă prinzi unul, te să ai banii cash să te duci să cumperi. Nu toată lumea poate să facă asta, dar sunt unii care fac. Poți face un video despre ce se va întâmpla cu creditele în lei atunci când România va trece la moneda euro. Cum e mai avantajos? În lei sau în euro? Da, exact. Bine, Daniel. Este, creditul faci în moneda în care ești plătit. Cel mai corect. Sincer, să fiu, dacă ești plătit în euro, și iei creditul un lei pentru că stai în România și inflația la leu e mai mare ca la euro în medie, tu peste 10 ani, dacă iei un credit, tu vei avea mai puțin de plată teoretic pentru că leu se depreciază mai repede decât euro iar tu în euro poate vei fi plătit mai mult. Tu poate iei credit în lei, ai rată 1000 de lei, dar un euro e 5 lei. Deci ai vreo 200 de euro rată, teoretic. Tu câștigi bani în euro, tu câștigi să zicem 1000 de euro în euro. Și peste 10 ani, poate euro e 8 lei, 7 lei, 8 lei cât o fi, și tu câștigi 1200 de euro. Pentru că ai rata 1000 de lei, care mai fluctuează și ea, ai dobândă de variabilă, depinde de robor, mai, mai variază și rata un pic. Nu variază cu 50%, variază, nu știu, 1200 de lei, să zicem, că crește rata. Dar tu câștigi în euro. Și dacă un euro e 8 lei, tu nu mai rată 200 de euro. Tu ai rată poate 100, ci ai fix 150 de euro dacă euro ar fi o lei. Adică te avantajează. Pe când dacă ai fi câștigat în lei și plăteai în lei, îți mai câștia rata, bine, se ajusta salariul cumva și ai tot acolo. Deci, contează asta la credit. Asta am făcut un exemplu diferit față de întrebarea pe care am primit-o, cumva. Da, când vom trece la euro, vor fi alte date, alte dobânzi, alte condiții, cu siguranță. O să vedem atunci. Răzvan, ambiția ta măturează și pe mine. Mă bucur. Răzvan internațional te poți duce. Ai nevoie doar de mai mult marketing și o gamă de produse mai largă. Un capital puțin mai mare, gel, o aplicație gen autodoc. Vedem. Păi închiriez în regim hotelier. Regim hotelier merită dacă te ocupi full time. Uite că asta e o idee foarte bună de afaceri despre care vreau să discut. Bine mi-am aminte. O proprietate pe care o cumperi, nu știu, 20 de metri pătrați, clădire veche, centru vechi. O poți închiria cu 400, 350-400 de euro lunar în regim standard, dar nu e așa profitabil că e destul de scumpă, sau poți să o cumperi, să o renovezi, să o închiriezi în regim hotărât prin Airbnb sau Booking. Și câștigurile sunt mult mai mari, poate 7-800 de euro net, după ce plătești niște taxe, cheltuieli, curățenie și așa mai departe, dar mi se pare că rentează doar dacă ai mai mult de una, să ai măcar 2-3, să renteze și să te ocupi tu Că dacă pui pe altcineva, nu mai rentează. Același bullshit pe care îl tot văd în, timp, în ultimul timp la toți oamenii care vorbesc despre independența financiară și vor să ajute cât mai mulți tineri să o obțină. Despre secretul în a ajunge independent financiar și a face bani în pasiunea ta, bla, bla, bla. Toată lumea vrea să, să ajute doar pe partea de teorie frumos pusă. Nimeni nu vine cu exemple clare, reale, pas cu pas investiție. Păi bă, boss. de ce ți-aș da eu, ție, mură în gură, toate secretele gratis? ca să concurezi tu cu mine sau să mă împiedici. Nu știu dacă voi știți, dar când devii avocat, când devii arhitect, când devii, când vei să devii cineva cu o funcție înaltă, trebuie să faci practică lângă un arhitect. Voi credeți că ăla vă ia fără bani? Vorbesc legal. Trebuie să plătești tu o taxă ca să înveți. Că ăla nu vrea să te învețe ce tot ce știe el gratis, e timpul lui. Și apoi tu ce faci? Concurezi cu el pe aceeași piață. De ce ar face cineva gratis? La fel se întâmplă și în acest domeniu. Se oferă, cum zice Daniel mai jos, am oferit direcții. Du-te și citește asta, du-te și învață asta, uite-te cum a făcut ăla, studiază business-uri, nu cheltui banii pe prostii, investește în bursă, investește în acțiuni, investește în imobiliare, fii uite cum faci buget, uite cum faci aia. Sunt sfaturi binevenite, eu nu le-am avut acum ceva ani nu le-am știut, nu le-am avut, nu le-am aplicat. Acum le găsești mai ușor. Sunt sfaturi foarte utile. Nimeni nu o să te învețe pe tine să faci nimic gratis. Tu vorbești deja de coaching 1 la 1. Coaching 1 la 1 costă. În multe cazuri și mii de euro pe zi. Obișnuiește cu ideea. Primești instrucțiuni să te duci în stânga, în dreapta și dacă stau să mă gândesc bine, am venit cu exemple. Nu știu ce în exemple am pentru fiecare chestie pe care am spus-o am zis. Dat exemple. Așa cum au spus-o mulți în comentarii, nu aici mai demult, cine are urechi, aude și învață și se ghidează. Cine nu are urechi, să-și cumpere. Îmi poți spune, te rog, ce echipamente folosești pentru videourile tale, tip camera, microfon, apreciez calitatea contentului tehnică și ce ține de informații. Cameră Panasonic, G9, am avut GH4, G7, G7 e de buget, GH4 e mai ok. G9, mă cam enervează limita, nu o recomand. Recomand GH4 sau GH5. Sony pentru cine vrea full frame, îmi place asta că filmează mai mult, ține bateria, nu se încălzește, e accesibilă, filmează 4K, e stabilizată, e super ok. Microfonul este Autotehnica AT4040, am avut înainte AT2020 care a fost mai accesibil. Lentilele sunt Leica, ce sunt un pic mai scumpe, se găsesc și Panasonic Lumix. Interfața este Zoom și sunt foarte multe interfețe Zoom. Trebuie o interfață care să aibă 48 de pentru phantom power, pentru microfon. Asta merg pe 48 de volts, trebuie o interfață care acum e băgată în priză, înainte era pe baterii, asta e foarte faină că e portabilă. O iau în mașină, pot să am aceeași calitate audio și în mașină, dacă am alt microfon la valieră, dar tot pe phantom power. Ăsta dă calitatea foarte bună. Uh, soft de editare, eu folosesc Final Cut, editorii folosesc Premiere Pro de la Adobe. Adobe. Și sunt multe alte de discutat, cred că mi-ar lua o oră să povestesc tot ce de povestite despre partea tehnică de filmare. O să fac un clip probabil. Cred că cel mai important trebuie să fie respectul față de angajații, Ii aduc banii și dacă ești atent și le oferi prime pentru realizările lor, îi poți face să stea în firma ta și să se dezvolte și astfel să crească și firma pentru că angajații sunt sufletul firmei, iar antreprenorul este mingea. Perfect de acord perfect, perfect, perfect de acord. Lasă că merge și așa, mai este foarte tare așa, în opinia personală. Ai vorbit despre puțin educație economică familie, lucruri rar pe la noi și că ai făcut video pe 31 la 12. Da, firma câteva. Este foarte bine să faci un credit când produce la 10% din capacitate minim din data lunară. Simplu, nu e credit care nu produce. De acord. Spațiile stradale, dacă ești atent, în țările dezvoltate sunt moarte 70%. Marea majoritate a afacerilor se mută sau sunt deja online, rămân puține afaceri off care sunt mai puține decât spațiile care vor fi disponibile. În unele cazuri, depozite pentru cei care vând online pot avea viitor. Uh, da, și vreau să fac la fel. De exemplu, eu operez online, am magazin online, am spațiu care ușor, ușor se cam termină, dacă mai aduc 5 produse diferite, stoc 1000 de bucăți, s-a terminat spațiul meu. Și o să am nevoie de extra securitate extra spațiu, nu mă interesează locația, nu mă interesează programul cu publicul, nu mă interesează cât de greu accesul, decât pentru curier când vine să mi le preia. Deci da, cu toate astea, nu pot să dispară toate restaurantele, toate shopurile, toate grocery store-urile, adică magazinele mixte sau supermarketurile, pentru că e nevoie să meargă oamenii să facă cumpărături. Și așa mai departe, adică nu cred că da, multe firme se vor muta în online, că e vorba de cineva care are un cabinet nu știu unde, da, dar dacă ai cabinet stomatologic, nu poți să, te, nu poți să ți faci dinții online, nu poți să-ți repari, trebuie nu poți să repari online, tu personal nu poți să te operezi sau să-ți faci analizele online, trebuie să mergi la o clinică, să fie doctor, să fie asistente, să te pregătești. Încolo sunt scule, sunt echipamente, sunt birouri, parcare, vin salvări, etc. Adică nu zic de tot spitalul, zic de o clinică privată, care poate fi un apartament mai mare la parter, într-o zonă. Adică se pot face multe chestii. Uh, apartamentele dintr-o zonă centrală, în capitale, stradale, eu nu cred că vor dispărea vreodată sau că nu se vor mai căuta. Că le mai scade chiria, că mai fluctuează, că mai apar alte nișe, că se mai schimbă ceva, da. Dar să dispară, nu. Pur și simplu pot să-l desfințez, să-l fac depozit și să pun un dita mai benerele de publicitate și să mi se plătească publicitate pentru că acolo trec foarte mulți oameni pietonal. Oamenii vor ieși la plimbare, nu o să stea toți închiși în casă că aveai magazin online. Adică depinde, da, contează foarte mult unde îți cumperi un spațiu, că dacă îți cumperi un spațiu la în vârful din deal unde e stână, nu o să vrea nimeni acolo să închirieze, asta clar. Dar în orașele foarte dezvoltate, un spațiu mic nu cred că nu se va închiria. Iar dacă sunt ofisuri corporate mari, dacă firma respectivă e mare și produce mulți bani, o chirie de 10.000 de euro pe lună nu e foarte mare pentru o firmă imensă. Clădirea e de milioane, chiria e 10.000 și atunci merită. Pentru ei. Nu poți să faci totul online. Este destul de complicat să dirigezi o echipă dacă toți sunt la birou, toți nu sunt atenți. Trebuie să fii acolo. Meetingul se face acolo. Nu prea sunt de acord cu această afirmație. O descriere foarte bună, păcat că între teorie și practică e diferență mare. Când te gândești, pare simplu, dar când e dacă ne depus în practică, devine dușmanul, adică factorul uman. Eu chiar l-am pus în practică de vreo 7-8 ani, deja deci, și aveau avea impresia, că sunt zgârcit sau închis la minte, dar eu cu economiile mele băgate în imobile sunt pe plus 300%, adică am economisit 100 și am, cum am 3. Normal, dacă cumpăram acțiuni era mai mult, dar mai rău era dacă îi țineam la bancă sau cel mai rău dacă nu de deloc. La final totul e degeaba, majoritatea sunt nefericiți oricum indiferent de ce au de ce au căutat atât de mult să facă banii ăștia? Vreau și o să înțeleg prin aceste mesaje ce înseamnă pentru voi Nu asta e important, Trebuie să viața. Ce înseamnă pentru tine să trăiești viața? Să stai pe plajă, să bei cocktailuri până te neci, să stai numai mor de beat, să tragi pe nas. Ce înseamnă să străiești viața? Vreau și o să aflu. Eu consider că întrezi viața. Vreau și o să știu pentru ăștia care scrieți că a, nu e bine, Ramos mulți bani. Blablabla. Ce înseamnă pentru voi ăștia care ziceți că nu e bine ăia care fac bani, că toată ziua aleagă după bani? Că nu-și viața, Eu nu viața. Cum vă trăiți voi viața? Vreau să aflu în comentarii. Sunt foarte curios. Intri în politică și te scoți pentru cei de nărații. Of, oh, doamne, ce mentalitate bășită. Nu am timp să citesc toate comentariile. Nu mai vorbesc de răspuns. De citit. Seara intru și citesc comentarii și mă ceartă nevasta că ea stau pe telefon. Și nu doar nevasta. Și prietenii stau pe telefon. Mai lasă telefonul, mai lasă telefonul. Nu pot să mulțumesc toți oamenii sau urmăritori Când se repetă întrebările, primesc like-uri și așa mai departe, mă simt vinovat dacă nu răspund sau dacă nu fac un Q&A. Aș părea ignorant. Dar sunt două canale la care lucrez, n-am timp să citesc. Citesc în mare, dau scroll și când văd ceva interesant mă opresc, vin o idee de clip, răspund, se repetă întrebările, răspund. Nu există timp, crede-mă să citesc toate comentariile, mi-ar lua, cred că, minim 2-3 ore pe zi să stau așa să citesc până se termină. Și când termin, dacă iau de la capăt, mai am jumătate de oră să citesc comentariile care au venit în timp ce citeam comentariile respective până în refresh. Deci, pare rău, nu ai dreptate. Vei înțelege dacă îți faci două canale, o să înțelegi. Nu este în avantajul meu? Ba chiar din contra, a primit clipul mai mult engagement decât de obicei. Sunt puțini care o să vadă, n-are importanță. Nu se aude bine dacă stau, dacă stau și vorbesc. A... Ia, vă place? Astăzi o să vorbesc despre făt frumos din lacrimă, din tei, din brusturi. Se aude bine? Vă zic eu că nu se aude bine. Dacă stau așa, este altceva. Părerea mea, că știu cum se aude acest microfon. Îmi place claritatea, mulți ascultă în căști, mulți ascultă sub formă de podcast, își cumpără YouTube Premium, ascultă în căști sau în mașină, lucru pe care și eu îl fac și atunci eu apreciez mai mult calitatea audio decât cea video, de asta stau ascuns după microfon, e mai plăcut sunetul, e mai de radio. În cazul în care vă întrebați de ce nu vă ascult, de ce, de ce nu stau să vorbesc așa, nu se aude bine sau dacă îl pun așa. Nu se aude bine, pur și simplu nu se mai nu mai e ce trebuie. Deci faptul că stau cu botul în microfon, o fac cu un scop. Nu o fac că pare cool, o fac așa să aude cel mai bine. Pur și simplu. Ce căscăși, bă? Da. Aștept mai jos părările voastre. Mai discutăm și în alt Q&A despre diverse lucruri. Așteptăm mai jos părările voastre. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.